Avem aici un pasaj important care afirmă că Dumnezeu a închis pe toți oamenii în neascultare ca să aibă îndurare de toți. Și unii spun că aici găsim o promisiune a mântuirii tuturor oamenilor, da? Adică universalism. Iar alții spun nu, nu avem de face cu mântuirea tuturor oamenilor, ci cu faptul că Dumnezeu l-a trimis pe Hristos pentru toți. Deci aceasta este o opinie. A doua opinie este că Dumnezeu vrea mântuirea tuturor, dar nu o va realiza fiindcă ei nu vor. Eu cred că este o a treia opinie. Textul nu vorbește despre lucrurile acestea, ci textul vorbește despre două categorii de oameni pe care Dumnezeu le-a avut și le are în planul lui. Haideți să vedem cum se observă lucrul acesta pe text. De exemplu, în versetul 25, Pavel introduce la bun început ideea categoriilor, nu indivizilor, în mod particular. Israel a căzut într-o împietrire până va intra numărul deplin al neamurilor. Acestea sunt cele două categorii despre care apostolul Pavel vorbește și pe care le va compara de-a lungul acestui pasaj. Și atunci tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris. Izbăvitor va veni din Sion și va îndepărta toată nelegiuirea de la Iacov. Acesta va fi legământ pe care îl va face cu ei, adică cu Iacov, cu Israel. În ce privește Evanghelia, ei, Israel, sunt vrăjmași, acesta spre binele vostru, a cui al vostru. Al cui al vostru, despre cine s-a vorbit în pasaj. În mod evident, în pasaj s-a vorbit despre neamuri, vostru, al neamurilor. Dar în ce privește alegerea, sunt iubiți datorită sau din pricina părinților lor, ei, evrei. Versetul 30, după cum voi, din nou, neamurile, n-ați ascultat de Dumnezeu și după cum prin neascultarea lor, evrei, ați căpătat îndurarea. Acum, tot așa ei acum, adică ei, evreii, n-au ascultat pentru că prin îndurare arătată vouă să capete și ei din nou îndurare. Observați că vedem acum ceea ce pe noi ne interesează, subiectul îndurării. Versetul 30. Noi n-am ascultat odinioară neamurile și pe cum prin neascultarea lor ați căpătat îndurare. Acum, cine? Voi, neamurile. Neamurile. Da? Neamurile au căpătat îndurare. Tot așa cum n-au ascultat, pentru că prin îndurare arătat vouă, să capete și ei, Israel, îndurare. Deci spune că neamurile au îndurare, Israel are îndurare. Fiindcă Dumnezeu a închis pe toți oamenii, cum interpretăm expresia toți oamenii în contextul ăsta? Păi toți oamenii în contextul ăsta se referă la un lucru foarte simplu. La evrei și la neamuri. Toți oamenii. Dumnezeu a arătat îndurare față de toți oamenii în neascultare, a închis pe toți oamenii în neascultare. Unde este demonstrat lucrul ăsta? Păi este demonstrat aici, uitați, neascultarea lor a evreilor și neascultarea noastră a neamurilor. Voi n-ați ascultat, vedeți? Neamuri și evrei. Și apoi spune, ca să aibă îndurare de toți. Iar în versetul aici, în versetul acesta arată că Dumnezeu are îndurare de neamuri, iar aici arată că are îndurare de evrei. Toți oamenii, în pasajul acesta, înseamnă două categorii de oameni, adică evrei și neamuri. Textul nu spune că Dumnezeu va avea îndurare de fiecare individ în parte, că îl va mântui pe fiecare în parte, sau că l-a dat pe Iisus pentru fiecare în parte, sau că va atrage pe fiecare în parte la mântuire. Nu, ci că Dumnezeu s-a ocupat și de evrei și de restul neamurilor. Despre asta vorbește textul.